Spuneam, este un proiect reluat în Europa. 16 țări sunt participate această a doua rundă și care se dorește să fie o inițiativă cât mai largă, adică să ajungă practic în toate țările europene, iar în cadrul fiecărei țări, cum încercăm și noi în România, să se dezvolte de la un nucleu inițiat prin proiectul nostru la cât mai multe municipalități. De ce? Pentru că proiectul își propune să mobilizeze, să conștientizeze în primul rând și după aceea să mobilizeze locuitorii, proprietarii de clădiri, de locuințe, prin a-și gestiona și a-și urmări consumurile de energie și a reușit în final să reducă aceste consumuri, fără sigur a afecta calitatea locuirii, a vieții în aceste clădiri. Sunt multe de făcut și vă spun rezultatele primei runde care s-a desfășurat în Europa, ajung la concluzia că fără a face decât schimbări în obiceiurile locuitorilor, se pot obține economii de 15-20% în aceste consumuri și implicit în facturile legate de energie. Până la urmă, totul se reduce la obișnuințe și în sensul ăsta este mult de lucrat. Proiectul nostru începe la 1 decembrie efectiv, 1 decembrie 2012 până în final de martie 2013 și va implica probabil minim 15 comunități. Anul trecut am avut tot în jur de 15 din 5 orașe, anul ăsta vrem să creștem numărul orașelor implicate la 8, încă 3, cel puțin. Dăm cifrele minime, sperăm într-un rezultat mai bun. Acțiunea de acest gen fiind foarte utile orașelor semnatare ale Convenției Primarilor. Practic, la noi toate orașele implicate, 5 anul trecut și sperăm 8 anul ăsta, sunt semnatare ale Convenției Primarilor, angajamentul de care ați auzit, prin care primăriile respective, municipalitățile respective își asumă la orizontul anilor 2020 o reducere de emisii de dioxid de carbon legate de consumul de energie. Până la urmă, din experiența noastră cu foarte multe orașe, lucrăm în județul Alba cu 4 municipalități, orașe și încă 4 comune în curs de a-și face planurile locale de acțiune pe energie durabilă, iar din regiunea centru cu încă 5. Repet, din această experiență am constatat că pentru a face ceva sensibil, 20% reducere în consumurile globale pe teritoriul acestor orașe până în 2020, nu se poate face intervenind numai pe consumurile proprii ale primărilor, adică în clădiri proprii, în iluminat public, în transportul propriu, ci intervenind în special în consumul privat, la nivel de, dau un ordin de mărime de o primărie obișnuită, de oraș obișnuit, în locuințe se consumă 40-50% din total energie, de asemenea în clădirile terțiare, zicem noi, care nu țin de primărie și care nu sunt nici locuințe, încă se consumă vreo 15%, iar vreo 20-20% ar fi transportul nu public, ci cel privat. Și atunci, dacă aici nu intervenim cu măsuri consistente, sigur, nu se va putea obține acel angajament de 20% să fie realizat.